este, să spun așa, foarte bine atașată cărții și este, aș spune, o prefață, o prezentare de prestigiu. Spune Dance Mieilescu că Părintele Cobzaru a fost energizat bisericește de Mitropolitul Bartolomeu și eu aș spune și format duhovnicește și de Mitropolitul Bartolomeu, dar și de Preasfințitul Vasile Someșanu și susținut la o cotă maximă în lucrare și trăire duhovnicească, bisericească, de către înalt Preasfințitul Mitropolit Andrei. Părintele Cobzaru este deja o personalitate bine conturată a lumii monahale și prin această carte un autor de neocolit de acum încolo și va trebui să ținem cont de această carte când vorbim de noi duhovnici ai mănăstirilor noastre, noi duhovnici ai bisericii noastre. Pe urmele unor mari duhovnici, Părintele Cobzaru reinventează, aș spune, și totodată promovează corespondența duhovnicească. Noi care citim, știm cât de mare importanță a avut corespondența duhovnicească și de mare importanță teologică are corespondența duhovnicească dacă ne raportăm la scrierile părinților bisericii, la scrierile marilor puznici, a marilor duhovnici. Cartea Fiule, m-am vrut să spiu candelă la ceas târziu este o carte, după părerea mea, de o noutate absolută în teologia noastră și în același timp o carte care întreține tradiția genului acestuia de cărți. Sunt foarte bucuros că la invitația noastră, la invitația Bibliotecii Județene, Părintele Cobzaru și-a făcut timp și în seara aceasta este aici la noi, la Bistrița, pentru că e foarte solicitat. A fost solicitat mereu, dar acum, în ultima vreme, e foarte solicitat pentru că această carte este foarte, foarte dorită și e o carte care a fost lansată deja în multe părți și a fost lansată în Spania, a fost lansată la Madrid. De aceea, pe ecranul din fața dumneavoastră, rulează fotografii cu lansarea acestei cărți de excepție la Madrid, o lansare de succes, o prezentare de succes la Madrid și în celelalte parohii ortodoxe românești din Spania. Deci ne bucurăm că, iată, după Madrid, Bistrița găzduiește lansarea acestei cărți.